Doamne președinte de Parlament, stimați domni președinți de Parlament, doamnelor și domnilor, bun găsit la conferința de presă organizată cu ocazia vizitei oficiale comune în Republica Moldova a președinților de Parlament din statele Baltice și Nordice, NB8. Oferim cuvântul președintelui Parlamentului Republicii Moldova, domnul Igor Grosu. Domnule președinte, vă rog. Bună ziua! Bună ziua, doamnelor și domnilor președinți! Bine ați venit în Republica Moldova! Sunt onorat să găzduiesc astăzi în Parlamentul Republicii Moldova această reuniune importantă. După o pauză de 8 ani, atunci când a avut loc în premieră o astfel de reuniune, aș îndrăzni să spun că asistăm la o vizită istorică, îndeosebi în contextul regional în care ne aflăm deja de 3 luni. Vă sunt recunoscător că sunteți aici și că sunteți alături de Republica Moldova într-un moment în care avem nevoie de prieteni mai mult ca oricând. 2 evenimente marchează astăzi destinul Republicii Moldova și viața cetățenilor noștri. Pe de o parte, avem un război neprovocat și neîntemeiat la hotar, care creează riscuri de securitate și afectează perspectivele de creștere economică. Pe de altă parte, Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană și vede integrarea europeană drept un obiectiv național, care va aduce mai multă dezvoltare, stabilitate și democrație. Vizita dumneavoastră de astăzi vine să încurajeze atât autoritățile cât și cetățenii, într-un context în care avem nevoie să fim mai uniți și mai eficienți ca niciodată. Am discutat cu omologii despre provocările și consecințele războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova, despre prioritățile agendei comune și despre aspirațiile europene a țării noastre. Din prima zi, Moldova a condamnat ferm războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei. Un război pentru care nu există nicio justificare. Am pledat pentru restabilirea păcii, iar moldovenii și-au deschis casele și inimile pentru refugiații ucraineni. Peste 450.000 de refugiați au trecut prin Moldova de la 24 februarie. Iar aproape 90.000 au rămas și acum în Republica Moldova și jumătate dintre ei sunt copii și femei. Suntem una din țările cu cel mai mare număr de refugiați raportat la populație. Dar acest lucru nu ne va împiedica să continuăm să fim alături de toți cei care fug din calea războiului. Profit de ocazie și vreau să aduc mulțumiri oamenilor noștri care și-au deschis ușile și i-au primit în casele lor pe prietenii ucraineni. Aduc mulțumiri tuturor celor care s-au implicat și au ajutat vecinii noștri. De asemenea, îmi exprim recunoștință către prietenii noștri din vest pentru ajutorul oferit în a face față acestor provocări. Vă suntem recunoscători împreună cu inimă și cu ajutor, putem continua să dăm un exemplu de umanitate și solidaritate. Războiul din Ucraina afectează mult Republica Moldova, deja lovită crunt de efectele pandemiei și de creșterea prețurilor la produse și resurse energetice. Provocările sunt multiple, încercările de destabilizare la fel. Iar orice mic sprijin este important pentru ca Moldova să se consolideze democratic și economic, așa cum au făcut-o țările din estul Europei în anii 1990 și 2000. Astfel, ca să dau doar un exemplu, deschiderea piețelor țărilor pe care le reprezentați pentru produsele moldovenești ar fi un ajutor direct
și clar pentru antreprenorii noștri. Un asemenea gest va construi un sprijin foarte apreciat și salvator pentru producătorii moldoveni, într-un moment în care investițiile străine ocolesc regiunea din cauza războiului. Am discutat și despre cooperarea în domeniul comercial, economic, cultural, educațional și perspectivele de cooperare în sectoarele precum eficiența energetică, mediu, agricultură, turism. În anii următori, vrem să creștem gradul de independență energetică a țării și să ne conectăm mai mult la sistemul energetic european. De asemenea, suntem interesați să cooperăm în domeniul comunicării strategice și al securității informaționale, în consolidarea domeniului afacerilor interne, folosind experiența țărilor noastre. Republica Moldova este comunicațional o țară sub asediu, iar noi țintim să creștem reziliența societală pentru a ne putea concentra pe reforma justiției, consolidarea democrației și creșterea nivelului de trai. În ultimii ani, Moldova a trecut prin 3 crize care pun o presiune enormă pe țara noastră. Pandemia, criza energetică și un război nedrept și inuman la ușa noastră. În toate, moldovenii au arătat o putere fără margini, unitate și solidaritate. Țara noastră mică și-a arătat lumii întregi ce inimă mare are. Noi am demonstrat că suntem europeni, că nu doar vorbim despre valori europene, dar și acționăm în baza lor. De aceea, pe 3 martie, am semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană. Dorim să aderăm la Uniunea Europeană și vom continua demersul nostru cu demnitate și fermitate. Integrarea europeană este proiectul de țară al Republicii Moldova. Știm că integrarea europeană înseamnă, înainte de toate, foarte multă muncă. Acest proces înseamnă eforturi susținute, comune, ale instituțiilor publice, ale mediului de afaceri, ale societății civile și ale cetățenilor, pentru a duce în ordine țara. Suntem pregătiți să lucrăm cu dăruire atât timp cât va fi nevoie în această direcție. Drumul începe totuși cu un pas. Așa că sper să fiți alături de noi în acest prim pas esențial, care este dobândirea statutului de stat candidat. Ar fi un imens semnal de încredere și o motivație suplimentară pentru stat și cetățeni. O veste bună, atât de mult așteptată. Suntem pe calea să reformăm justiția și să construim instituții independente și puternice. Dar pentru aceasta avem nevoie de susținere și expertiza partenerilor noștri de dezvoltare. Vă rog să ne ajutați și să deveniți ambasadorii Republicii Moldova în Europa. Pentru realizarea tuturor planurilor noastre avem nevoie de pace. Acum trebuie să ne unim eforturile pentru a opri războiul și a restabili pacea în Ucraina, pentru a ne regăsi cu toții în marea democrație europeană. Mulțumim, domnule președinte. Urmează declarația de presă a președintei Seimasului Republicii Lituania, doamna Victoria Cimlite Nilsen. Vă rog. Vă mulțumesc, stimați colegi. Aș vrea să încep declarația mea prin a-mi exprima din partea tuturor președinților parlamentelor din statele nordice și baltice gratitudinea noastră față de domnul președinte al Parlamentului Republicii Moldova, domnul Igor Grosu, pentru primirea sa caldă. Vizita
președinților din statele nordice și baltice este un semnal de susținere a țării dumneavoastră față de războiul în Ucraina. Noi vrem să susținem Republica Moldova în calea sa, față de, în dezvoltarea sa și față de procesele care au fost începute aici în țară. Fiind țară coordonatoare a cooperării nordice și baltice în acest an, concentrându-ne atenția asupra ajutorării Ucrainei, noi nu trebuie să pierdem din vedere țările din parteneriatul estic. Multe țări din parteneriatul estic depind de sfârșitul războiului în Ucraina. De aceea este foarte important ca Ucraina să câștige acest război și noi trebuie să acționăm împreună pentru a ne uni eforturile în vederea atingerii acestui deziderat. Trebuie să continuăm politica de sancțiuni împotriva Rusiei și ajutorul militar pentru Ucraina pentru a crea un echilibru în direcția dorită. Lituania înțelege situația fragilă în care se află acum Republica Moldova și este foarte bucuroasă de faptul că Republica Moldova a manifestat solidaritate și ospitalitate pentru refugiații din Ucraina și că i-a acceptat în casele lor. Nu există niciun dubiu că Moldova are nevoie și merită susținere internațională și cred că această vizită a noastră va fi ca un impact pentru mai multe țări să se angajeze în susținerea Republicii Moldova în diverse domenii de cooperare reciprocă. Asistența ar trebui să fie largă și să acopere aspecte economice, politice, sociale. La nivel personal, am avut posibilitatea să discut despre aceste provocări în vizita mea anterioară, din ianuarie anul acesta, dar acum situația s-a complicat și mai mult. Pe lângă crizele de pandemie și economice, acum a apărut o criză nouă, criza războiului. Este foarte regretabil faptul că Federația Rusă vrea să destabilizeze situația în această regiune și în regiunea transnistreană. Regiunea transnistreană este parte a Republicii Moldova. Noi susținem integritatea teritorială a Republicii Moldova, a Moldovei, și noi susținem eforturile Republicii Moldova de a menține situația ca să nu escaladeze conflictul. Noi susținem Republica Moldova pe calea de reforme pe care le-a început. Aceste reforme vor ajuta Moldova să se apropie și mai mult de obiectivul de aderare la Uniunea Europeană. Va fi un factor crucial în procesul de luare decizii din partea UE. Lituania și-a exprimat permanent susținerea Republicii Moldova de aderare la UE și noi ne dorim sincer ca Republica Moldova să-și atingă obiectivele. La nivel bilateral aș vrea să spun că am un sentiment foarte aparte față de această vizită, deoarece cu 2 ani în urmă Republica Moldova a fost primul stat care a recunoscut independența. Republicii Estonia, domnul Iuri Ratas. Vă mulțumesc. Domnule președinte al Parlamentului, dragi colegi, excelențe, doamnelor și domnilor, mă simt minunat că am revenit aici după vizita din iunie 2018, atunci când am văzut ospitalitatea dumneavoastră și țara dumneavoastră frumoasă. Sunt aici ca parte a grupului țărilor nordice și baltice, ca președinte al Parlamentului. Ne-am exprimat sprijinul puternic pentru țara dumneavoastră, pentru poporul dumneavoastră și procesul pe care l-ați început spre aderarea la Uniunea Europeană. Vă mulțumim că ne-ați găzduit în aceste circumstanțe foarte grele
Agresiunea rusă din Ucraina a pus o presiune foarte mare asupra Moldovei și admirăm tenacitatea dumneavoastră. Ați primit un număr mare de refugiați și atitudinea dumneavoastră este minunată. Aveți nevoie de mai multă asistență. 100 de mii de euro a fost alocat, au fost alocate pentru asistență umanitară în această criză din partea țării și guvernului nostru, plus alte ajutoare adiționale, de asemenea transmise către refugiați. Este important pentru Estonia să participăm la stabilitatea din regiunea parteneriatului estic. Vă sprijinim pe calea integrării europene și dorim să ne împărtășim experiența noastră pe această cale și să vedem Moldova în niște vremuri mai pașnice și mai prospere. Oferim cuvântul președintelui Parlamentului Republicii Finlanda, domnul Matti Vanhanen. Stimați jurnaliști, doamnelor și domnilor, vreau să mulțumesc domnului Grosu pentru că a găzduit delegația noastră aici la Chișinău. A fost o vizită discutată în prima dată, ceva timp în urmă, dar circumstanțele de azi arată că este o vizită importantă, deoarece ne demonstrăm solidaritatea cu Moldova. Moldova a fost în prima linie în fața refugiaților din Ucraina de la începutul acestui război asupra Ucrainei. Apreciem foarte mult ospitalitatea Moldovei și alături de comunitatea internațională, Finlanda continuă să vă susțină țara, să susțină integritatea teritorială, suveranitatea Moldovei. Am sprijinit mass media, sectorul energetic, societatea civilă din Moldova de-a lungul anilor și salut angajamentul Moldovei de a implementa reforme numeroase și continuăm să vă sprijinim. Vă felicit pentru dorința de a ajunge în Uniunea Europeană și asta arată două lucruri. Arată că vă vedeți în viitor locul în Uniunea Europeană. Și în al doilea rând, este la fel de important faptul că doriți să faceți toate aceste reforme, să vă transformați și armonizați legislația. Este un mesaj important pentru toți. Nu va fi ușor și, după cum a spus și speakerul dumneavoastră, va fi nevoie de muncă foarte grea, dar este necesară. Țările mici europene au trecut prin acest proces, Finlanda 30 de ani în urmă, și de aceea vă urez mult succes în acest parcurs. Președintelui Parlamentului Republicii Islanda, domnul Birgir Ármannsson, vă rog. Vă mulțumesc, domnule speaker, dragi colegi, dragi jurnaliști. Pentru noi a fost o vizită foarte importantă. Vă admirăm eforturile dumneavoastră ca popor atunci când ați primit refugiați din Ucraina. Și înțelegem situația dificilă prin care treceți. În Islanda,
sprijinim eforturile dumneavoastră de a face această legătură, conexiune cu celelalte țări europene, deși nu suntem membre ai UE. Noi, cei din Islanda, sprijinim aceste relații apropiate dintre Moldova și familia europeană și Uniunea Europeană. Noi înțelegem, desigur, faptul că această criză energetică este foarte vădită acum în Moldova. Cred că Moldova și Islanda ar putea coopera în sectorul energiei regenerabile și, din punctul nostru de vedere, asta ar aduce beneficii ambelor țări. Avem experiență în acest domeniu pe care dorim să o împărtășim cu moldovenii. Această vizită a fost foarte informativă pentru mine și colegii mei. Vă mulțumesc foarte mult pentru ospitalitatea dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule președinte. Urmează președinta Saeima Republicii Letonia, doamna Inara Murniețe. Dragi colegi speakeri, dragi reprezentanți ai mass mediei, în primul rând vreau să-mi exprim gratitudinea pentru ospitalitatea domnului Grosu și vreau să subliniez faptul că Letonia acordă foarte multă atenție Moldovei la nivel bilateral și mă bucur să fiu aici cu alți colegi din țările nordice și baltice. Vreau să subliniez faptul că această vizită în Moldova este un semn al interesului adevărat în Moldova, al solidarității cu Republica Moldova și mai ales al prieteniei noastre cu Moldova. În Moldova, în Europa, vedem războiul pornit de Rusia în mod nejustificat în Ucraina. Vreau să spun că din cauza acestui război a venit vremea valorilor. Valorile definesc națiunile și viitorul acestora. Vreau să spun că ați ales calea spre familia europeană în concordanță cu valorile dumneavoastră, cu valorile voastre europene. Letonia sprijină perspectivele europene ale Moldovei în concordanță cu acordul de asociere și dorim să ne împărtășim experiența de accedere la UE cu Moldova. Pentru mine personal, reacția Moldovei la agresiunea, războiul neprovocat și brutal al Rusiei în legătură cu criza refugiaților din Ucraina este un semn al faptului că Moldova înțelege situația și a fost un exemplu de umanitate, un exemplu al valorilor comune pe care le avem în Europa. Întrucât acest război continuă să distrugă Ucraina și are un impact major asupra Moldovei, trebuie să ne coordonăm eforturile de sprijin față de Ucraina și Moldova. Letonia a contribuit la acest răspuns al UNICEF în privința refugieților și au fost alocate și fonduri pentru bilaterale pentru sprijinirea eforturilor dumneavoastră. Din punct de vedere bilateral, acest an este unul special pentru că celebrăm cea de-a 30-a aniversare de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre țările noastre.
Moldova a fost și rămâne prima țară în planul de dezvoltare al externe al Letoniei. Și împreună vă dorim să vă susținem pe calea accederei la UE în sectoarele mass mediei, dezvoltării regionale. Vreau să reiterez sprijinul nostru ferm față de integritatea teritorială a Republicii Moldova. Urez foarte mult succes Moldovei în aspirațiile sale europene, în calea sa spre familia europeană și îl invit acum pe domnul Grosu cu această ocazie să viziteze Letonia. Vă mulțumesc! Urmează președintele Stortingului Regatului Norvegiei, domnul Masud Gharahkhani. Vă rog! Stimate domnule președinte al Parlamentului, domnule Grosu, stimați colegi, stimați reprezentanți ai mass mediei, este pentru prima oară când mă aflu în Republica Moldova și este un privilegiu să mă aflu aici, atunci când statele nordice și baltice au venit în Moldova, au venit să arate solidaritatea față de Republica Moldova, față de un stat suveran și independent. Noi ne manifestăm susținerea față de lupta cu corupția și construirea unui stat democratic. De asemenea, vă felicităm pentru faptul că ați pornit pe calea reformelor democratice, domnule Grosu, vă felicităm pentru munca depusă. În luna aceasta am vizitat Ucraina, m-am întâlnit cu președintele Zelenski și speakerul Ștefanciuc. De asemenea, am vizitat Irpin și Bucea. Am văzut mormintele comune, orașele bombardate și asta m-a impresionat foarte mult. Acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple în Europa în anul 2022. Cred că este foarte bine că țările nordice și baltice și Republica Moldova să-și unească forțele pentru a susține poporul ucrainean în lupta din acest război. Ieri am vizitat Moldexpo, centrul de plasament, am vorbit cu refugiații ucraineni. Ei sunt foarte mulțumiți pentru ospitalitatea pe care cetățenii Republicii Moldova le-o arată. Vreau să mulțumesc Parlamentul, Guvernul, țara voastră pentru că ați manifestat această solidaritate față de refugiați. Știu că agresiunea rusească și războiul are un impact foarte mare din punct de vedere economic și social asupra cetățenii țării voastre. Și este foarte important ca toate țările europene să susțină Republica Moldova, să vă ajute să soluționați criza refugiaților din țara voastră. Aștept cu nerăbdare să ne continuăm cooperarea și să avem un dialog fructuos dintre țările noastre și eu de asemenea vreau să vă invit în Regatul Norvegiei cât mai curând posibil, domnule Grosu. Vă mulțumesc! Riksdagului Regatului Norvegiei, domnul Andreas Norlén. Vă rog! Vă mulțumesc, domnule președinte al Parlamentului, stimate doamne și domni. Această vizită a statelor nordice și baltice are loc în niște timpuri cruciale pentru istoria europeană. Acum noi ne confruntăm cu războiul vicios al Rusiei față de Ucraina și cu impactul asupra diferitor țări și a cetățenilor întregii Europe. Vreau să mulțumesc din partea Parlamentului suedez, Guvernul și Parlamentul moldovenesc și oamenii, cetățenii moldoveni, pentru ospitalitatea lor de a fi primit refugiați ucraineni. Cunosc foarte multe familii moldovenești și au deschis casele pentru refugiații din Ucraina, arătând umanitate și solidaritate, ceea ce este un lucru admirabil. Desigur, din partea Parlamentului suedez și a Suediei, noi susținem
integritatea teritorială a Moldovei. Acesta este un principiu care a devenit și mai important în urma agresiunii rusești în Ucraina. Ne întâlnim acum în niște timpuri dificile, dar există un cuvânt care este important în discuția de astăzi, este speranța. Ambiția dumneavoastră europeană, ambiția de a deveni o parte a comunității națiunilor democratice din Europa, creează o speranță, speranță pentru viitor, speranță pentru cetățenii Republicii Moldova și o speranță chiar și pentru continentul nostru. Și cred că speranța este ceea ce ne lipsește uneori în timpurile de astăzi. Ne concentrăm asupra agresiunii rusești și a consecințelor sale teribile, dar cred că ambiția voastră de a vă reforma țara, de a crea și de a stabiliza instituțiile democratice, de a reforma sistemul justițiar, de a dezvolta economia, de a obține o independență energetică, de a reforma sectorul energetic, de a vă concentra asupra schimbărilor climatice, toate acestea creează speranță pentru viitor, deoarece credem că noi toți dorim ca cetățenii Republicii Moldova să simtă că există un viitor pentru țara voastră, un viitor pentru ei în Europa. Un viitor pe care toți cetățenii moldoveni și-l doresc și pot fi o parte a acestuia. După cum am spus, cererea de aderare la integrarea nu e, semnifică multe angajamente, angajamente de reforme, angajamente de a corespunde standardelor europene, dar vreau să subliniez că se merită de a întreprinde acest lucru. Rezultatul este foarte bun, rezultatul va fi foarte bun. Dacă Moldova vrea să se integreze în piața europeană și în familia națiunilor europene, să-și deschide frontierele pentru oportunități de călătorie, de a munci, de a crea un viitor împreună cu noi în cadrul Uniunii Europene, ceea ce a devenit și mai relevant acum după agresiunea rusească. Acum suntem la o răscruce de drumuri în istoria europeană. Acum stăm între un regim autoritar rusesc care încearcă să-și impună forța asupra națiunii suverane și, pe de altă parte, centura Uniunii Europene de națiuni democratice care vor să construiască o prosperitate, să creeze o societate deschisă în care cetățenii au posibilitatea de circulație, de a crea lucruri bune. Vă mulțumim foarte mult că Moldova dorește să ajungă în Uniunea Europeană și credem că ea deja este parte a Uniunii Europene prin spirit. Noi susținem calea dumneavoastră spre aderarea la Uniunea Europeană și acest proces în diferite domenii. Oferim susținere pe filiera democratică, mediului economice și vă felicităm încă o dată pentru faptul cum v-ați descurcat în cadrul crizei refugiaților, pentru că ați oferit această susținere și ne manifestăm susținerea largă pentru toate reformele pe care le întreprindeți în Republica Moldova. Vicepreședinta Parlamentului Regatului Daniei Marcei, doamna Karen Elleman, vă rog. Stimate doamne și domni, reprezentanții ai mass mediei, în cadrul acestei conferințe de presă, după cum vedeți, suntem între prieteni, colegii și prietenii din parlamentele nordice și baltice sunt aici și vreau și eu să-mi exprim susținerea din toată inima pentru Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova. Invazia rusească în Ucraina, care a fost neprovocată, a avut o presiune foarte mare asupra Ucrainei și asupra țărilor vecine, cum este Moldova. Danemarca susține Ucraina și Moldova în cadrul Uniunii Europene și în organizațiile ONU,
cum ar fi ICNUR, Banca Mondială și Organizația Internațională a Crucii Roșii și alți parteneri internaționali. Sunt foarte impresionată de poporul moldovenesc care s-a mobilizat pentru a întâmpina refugiații ucraineni și le-au oferit adăpost, produse alimentare și alte necesități. Aduc sincere mulțumiri tuturor voluntarilor care au efectuat această muncă uriașă. Am vizitat și eu ieri centrul de plasament, am avut ocazia să vorbesc și atât cu voluntari cât și cu refugiații. Mulțumirea sau gratitudinea din partea lor este enormă. Ați ales o cale democratică cu o perspectivă europeană puternică. Respect foarte mult această ambiție. Danemarca este gata să susțină reformele ambițioase care au fost stabilite de Guvernul Republicii Moldova, inclusiv în domeniul statului de drept și combaterea corupției. Obiectivul de a obține o independență energetică folosind resurse regenerabile, cum ar fi cele resursele solare și eoliene. De asemenea, vă susținem și avem un respect față de integritatea teritorială a Republicii Moldova. În ceea ce privește odată cu semnarea acordului de asociere în 2014 și depunerea cererii de aderare în martie 2022, ați făcut un pas foarte important înainte spre atingerea aspirațiilor europene. Acest fapt este salutabil, deoarece Moldova aparține familiei europene. Vă mulțumesc mult! Președinți, vom prelua acum două întrebări din partea jurnaliștilor. Dragi colegi, vă rog să vă prezentați atunci când adresați întrebarea și să menționați cui îi este adresată. Mulțumesc, începem. Bună ziua, Virginia Pântea, Moldova 1. Va susține NB8 statutul de țară candidată a Republicii Moldova? Cui este adresată? Tuturor președinților? Da, tuturor. Aveți microfoanele pe masă, vă rog. Mulțumesc. Cred, după cum ați auzit din declarațiile speakerilor de astăzi, sprijinim orientarea Republicii Moldova spre Europa și reformele acestea și restul căii pe care ați ales-o. Aveți tot sprijinul nostru în calea dumneavoastră spre Europa și în reformele necesare pentru a vă întări democrația. Nu este niciun dubiu, Moldova aparține familiei europene. Uniunea Europeană are niște criterii clare pentru accedere. Comisia Europeană monitorizează progresul și noi toți avem această tradiție de a sprijini aceste analize ale Comisiei și de a vedea cum corespundeți standardelor, criteriilor. Deci, calea dumneavoastră spre Europa este în mâinile dumneavoastră. Cred că este clar răspunsul. Vizita manifestă sprijinul nostru față de procesul de accedere la UE al Moldovei și din experiența țării mele pot să spun că suntem membri din 2004. Și ne-a luat ani și ani de zile de reforme și de reformarea țării. Înțeleg foarte bine că este un proces anevoios, e nevoie de timp, eforturi. Astăzi, pentru a deveni membru al familiei europene, în special atunci când vedem războiul alături cu noi, a fi parte a familiei NATO, ce înseamnă aceste lucruri? Societatea noastră le
le-a perceput atunci dintr-o altă perspectivă decât acum. Suntem pro-UE și pro-NATO, țara noastră este astfel, și l-am invitat pe domnul Grosu să ne viziteze țara, Letonia, să vadă dacă va fi nevoie, vom împărtăși experiența noastră. Da, trăiți potrivit valorilor UE și în mod firesc aparțineți familiei europene de prieteni și aveți, suntem țări apropiate care gândesc la fel. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că veți vedea că răspunsurile noastre sunt sunt atente, deoarece noi ne reprezentăm parlamentele și, de fapt, guvernele noastre în Consiliul European iau deciziile. Deci, noi, am mai spus-o, sprijinim cu tot sufletul integrarea europeană a Moldovei și suntem deschiși să oferim asistență practică Moldovei în calea sa spre Europa. Deci, fără niciun dubiu, locul Moldovei este în UE, dar deciziile nu sunt luate de parlament, ci de guvernele țărilor noastre. Deci trebuie să fim foarte atenți cum răspundem la aceste întrebări foarte specifice. Din partea Estoniei sunt de acord cu ceea ce au spus colegii mei. Desigur, este important să facem reforme. Estonia este gata să și împărtășească experiența până ajunge membru al UE. Sunt niște criterii concrete pe care trebuie să le respectați. Cu siguranță respectăm calea dumneavoastră de accedere la UE și vă dorim să deveniți, să obțineți acest statut de candidat. După cum am spus, Islanda nu este membră a UE, dar totuși noi sprijinim această integrare continuă europeană și relații mai apropiate dintre Moldova și restul Europei. Cred că colega lituaniană și colegul suedez de fapt arată ceea ce credem și noi. Noi nu suntem membri, Norvegia nu este membru al UE, dar noi sprijinim calea Moldovei de apropiere. Deci, Norvegia, de fapt, sunteți bineveniți și voi dacă doriți în UE. Sinceră să fiu, nu există scurtături pentru a deveni membru al UE, dar cu acest plan de reforme al guvernului dumneavoastră sunt foarte sigură că vor reuși cu sprijinul cetățenilor moldoveni. De aceea vă încurajez să vă țineți de acest proces de reforme. Republica TV, întrebarea mea este pentru toți oficialii care au venit astăzi la Chișinău și pentru președintele Parlamentului țării noastre, domnul Igor Grosu. În primul rând, despre evoluțiile care sunt acum în estul Ucrainei, dacă în opinia voastră există pericole directe pentru securitatea Republicii Moldova, dacă țara noastră are nevoie alt ajutor decât umanitar, am în vedere ajutor militar, și care este soarta diferendului transnistrian în contextul războiului din Ucraina? O să încep cu ultima întrebare, soarta și perspectiva diferentului transnistrean. Soluționare rapidă nu există. Și nu vedem cum un conflict poate fi soluționat repede. Sarcina noastră principală pe care o vedem este de a menține stabilitatea în acest teritoriu, de a nu permite celor care sunt cu capurile mai ferbinți să vină cu mesaje de destabilizare. Sigur, ceea ce se întâmplă în Ucraina, invazia rusă în Ucraina, are repercusiuni și la capitolul securitatea asupra Republicii Moldova.
Înțelegem lucrul ăsta, vedem lucrul ăsta, auzim declarațiile unor oficiali ruși. Ceea ce nu este, nu credem că este ceva întâmplător. Cu toate acestea, pe moment, din analizele și informațiile pe care le avem noi la dispoziție, noi nu vedem un pericol iminent de escaladare pe teritoriul Republicii Moldova. Și vom urmări în continuare evoluția pe teatru acțiunilor militare, în special în regiunea Odessa, așa cum toți înțelegem. În rest, sigur, deși Republica Moldova este, are consfințit în Constituție neutralitatea, neutralitatea nu este o decorație, da, care se pune în, pe perete, să arate frumos, ea trebuie apărată. De ce Republica Moldova, autoritățile Republicii Moldova, vor întări capacitățile de apărare a Republicii, vom investi în forțele noastre armate, lucru care, din păcate, nu prea s-a făcut de la 30 de ani de zile, pentru că și neutralitatea trebuie apărată. Vom face lucrul ăsta atât în cadrul parteneriatelor care le avem și vom considera și alte oportunități care pot veni din partea țărilor prietene. Vă mulțumesc! Lituania susține suveranitatea Republicii Moldova și integritatea teritorială. Noi, de asemenea, felicităm guvernul pentru eforturile de a menține situația calmă. În același timp, aș vrea să spun că odată cu începutul războiului în Ucraina, este foarte clar că victoria Ucrainei în război înseamnă victoria nu doar pentru Republica Moldova, nu doar pentru regiunea parteneriatului estic, dar pentru toată lumea democratică, liberă. Astăzi noi trebuie, fiecare ca țară individual și împreună, în mod colectiv, ca și țările nordice, baltice, să ajutăm Ucraina în acest conflict militar, să menținem sancțiunile față de Rusia. Astăzi, în timpul întrevederii cu colegii noștri, chiar și din Suedia și din Finlanda, care au abordat o decizie foarte importantă să devină membri ai NATO, ei văd cum situația s-a schimbat odată cu războiul în Ucraina și este foarte important să ne unim eforturile, să ne consolidăm alianțele ca să putem să ne apărăm mai bine în aceste timpuri de agresiune. Moldova este o țară neutră și fiecare, toți trebuie să respecte acest principiu. Pentru Ucraina, noi toți trebuie să susținem Ucraina în ceea ce privește acest conflict. Sfârșitul acestui război va fi o victorie pentru Ucraina. Trebuie să transmitem un mesaj pentru Rusia și pentru toți alții. În acest sens, Europa nu ne putem atinge scopul. Ei nu își pot atinge scopul. Rusia trebuie să înțeleagă că ceea ce au făcut ei schimbările la nivelul securității europene și este important pentru ca Finlanda și Suedia să acceadă în NATO. Acum este un pas foarte important și Rusia trebuie să înțeleagă acest fapt. Ceea ce fac, faptul că ceea ce fac ei nu este corect. E,
Războiul nu și are locul acum în timpurile moderne, el aparține trecutului și suntem pentru faptul ca Ucraina să câștige acest război. Eu deja am accentuat faptul că Letonia susține integritatea teritorială a Moldovei și vreau să reiterez această declarație, dar astăzi noi spunem că democrația trebuie să fie păzită și trebuie să consolidăm democrațiile, trebuie să salvăm, să protejăm democrațiile. Acest fapt este evident în contextul acestei invazii brutale a Rusiei în Ucraina, chiar și înainte de 24 februarie, Letonia a susținut Ucraina și joia trecută domnul Zelenski s-a adresat Parlamentului Leton. El era foarte și-a manifestat gratitudinea față de susținerea noastră pentru că i-a ajutat pe ucraineni. Pentru că atunci când ai mijloace de a preveni sau de a combate o agresiune, aceasta înseamnă foarte mult. Astăzi sunt eforturi colective de a consolida NATO, dar Letonia, fiind țară membră a NATO, am decis să majorăm cheltuielile pentru apărare de la 2% din PIB la 2,5% din PIB în aceste timpuri grele. Cred că domnul Grosu a menționat foarte clar că Moldova este... O țară neutră, dar neutralitatea trebuie să fie păzită, protejată. Dumneavoastră singur cunoașteți răspunsul. Cred că răspunsul la întrebarea dumneavoastră este că războiul rusesc împotriva Ucrainei este o amenințare la adresa tuturor țărilor, deoarece amenință structura europeană, securității, dar... Măsurile pe care fiecare țară le întreprinde în mod individual țin de țara respectivă. Deciziile Finlandei și Suediei de a adera la NATO sunt deciziile noastre și deciziile pe care le va lua Republica Moldova țin de asemenea de Parlamentul și Guvernul țării voastre. Eu cred că scopul este unul concret. Ucraina trebuie să câștige acest război, iar agresorul trebuie să piardă acest război. Desigur că noi toți înțelegem în Estonia că ei luptă nu doar pentru libertatea, independența și democrația țării lor. Ucrainenii luptă în fiecare secundă pentru democrația, independența noastră. De asemenea, cred că este foarte important astăzi ca restul țărilor lumii să susțină Ucraina și cetățenii ucraineni în diverse moduri, la nivel politic, economic și cu susținere militară, sub formă de echipamente, arme. Aceasta este foarte important. Vreau de asemenea să menționez că fiecare țară democratică are dreptul de a alege să facă parte din NATO sau nu și noi suntem gata să ne apărăm, să ajutăm partenerii noștri din alianță, dar de asemenea este important să investim în sistemele noastre de apărare, să ne putem apăra țările, să ne putem apăra democrațiile. Ceea ce au spus colegii mei înaintea mea, sunt de acord, partea estoniană este de acord 100%, că susținem integritatea teritorială a Moldovei, suveranitatea Moldovei. Trei speakeri baltici și nordici, noi am vizitat Ucraina pe 24 martie, am avut diferite întrevederi cu președintele țării, cu speakerul Radei, cu prim-ministrul. Este foarte important, după cum am spus, să ne manifestăm susținerea, solidaritatea la diferite niveluri și în diferite moduri. Vă mulțumesc!
Islanda de asemenea susține integritatea teritorială a Moldovei și a fost foarte vocală în cadrul blocurilor vestice de a răspunde la agresiunea rusească. Sunt de acord cu colegii mei că agresiunea rusească este una care schimbă situația securității pentru toată Europa, dar în special aici, în regiunea estică a Europei. Este foarte important ca țările europene să fie împreună, să facă un bloc comun împotriva acestei agresiuni brutale și neprovocate din partea Rusiei. Cred că aici suntem acum la o vizită istorică. Noi ne manifestăm susținerea față de independență și suveranitatea Republicii Moldova. Acesta dă un mesaj foarte puternic lumii și vouă. Este foarte important să ajutăm Ucraina pe toate căile, astfel încât ea să câștige războiul. Nu vorbim acum despre viitorul ucrainei și al cetățenilor ucraineni, vorbim despre viitorul întregii europene. Știu că întrebarea dumneavoastră nu s-a referit la refugiați și cum pot să ajute refugiații sau țara, dar dacă Rusia atacă brusc Odessa, acest fapt va cauza un val nou, masiv de refugiați în Moldova și știu că țara dumneavoastră, guvernul dumneavoastră lucrează împreună ca să consolideze capacitățile țării și multe țări vor participa la consolidarea capacității dacă acest lucru va avea loc. Noi suntem foarte susținuți de președintele delegației noastre și ne manifestăm susținerea noastră deplină față de integritatea teritorială a Moldovei. Acesta este un răspuns clar la întrebarea dumneavoastră. Cred că acesta este un mesaj foarte puternic din partea colegilor noastre și din partea țării noastre. Aveți întreaga noastră susținere. Participarea la eveniment pentru întrebări și răspunsuri, conferința de presă a luat sfârșit. O zi frumoasă tuturor!